A fost adusă cabina telefonică în casă. Băieții sunt primii curioși care intră și încearcă să vadă cum este spațiul înăuntru. Au intrat pe rând, au întins brațele în sus să vadă dacă au loc. A intrat, am văzut și Roberto, și Mihai, Antonio, venise și Andrei. Discutau și ei despre task. Mihai se gândea cum ar fi să câștige chiar mâine când el are aniversarea și să aibă un date la hotel chiar de aniversarea lui. Le spunea apoi băieților că la tascul trecut, atunci când a trebuit să stea într-un picior, putea să avea voie să mai țopăi așa <laughs> într-un picior, dar acum dacă le vor da această probă să stea într-un picior, vor trebui să stea nemișcați și va fi cu atât mai dificil. Discută și ei și se gândesc la tascul de diseară, vedem ce va fi și cineva, în primul rând, cine va reuși să intre în cabină și apoi cine va rezista.